Salutare! A venit la noi domnul Câmpeanu, grădinarul. Bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Să stăm, încă trebuie să stăm un pic distanțați. Credem că la ora asta s-a cam terminat grădina, adică munca grea s-a terminat. Suntem la 10 zile. Exact, suntem la 10 zile de după, când ați plecat. După semănat gazonul și deja se vede că a încolțit, a răsărit. Am venit să văd cum se prezintă după ploile din ultimile zile. Uite, aici să văd fi niște fire mai mari. Exact, exact. Are undeva între 1 și 2 cm înălțime. Nu este răsărit complet, pentru că semințele sunt la adâncimi diferite, de soiuri diferite. Deci trebuie să mai avem răbdare. Exact. Ceea exact. Ce am văzut, ceea ce am observat este că aici se pare că a stat mai mult apa și exact. A fost a ajutat iarba să... A fost o umiditate mai ridicată și atunci a răsărit mai repede, dar vom completa ploile din ultimele zile cu sistemul de irigat începând de astăzi. Credeți că mai merge? Cu siguranță. Săracul a... Nu? Pățit multe cât am lucrat noi pe aici prin curte. Îi dăm drumul? Îi dăm drumul, facem probe. Pa, abia aștept. Zona 1 va începe pe partea de din spatea gardului. Și le dăți drumul pe zona așa? Sigur, vor porni pe rând, tocmai pentru că sursa de apă, rețeaua nu face față să ude, să irige totodată și atunci am împărțit în mai multe sectoare. Okay, și, și nu numai ăsta este motivul. Avem zone cu umbră, zone cu mai mult soare. Corect. Și zone de picurare, exact, zone de plante cu picurare și atunci și astea ne obligă să facem mai multe zone de irigare. Ca să fie eficient datul ăsta, cât trebuie să stea, de exemplu, zona 1 astăzi? Așa cum am vorbit, sistemul acesta nu va distribui apa în funcție de timp, ci de debitul de apă pe care îl aplicăm și atunci stabilim o normă de udare pe zi pe care o împărțim în mai multe udări, tocmai ca să mențină suprafața umedă. Să nu-i dau ocazia să se mai usuce cum este acum. Știu că lumea ne va întreba de ce udați în timp ce este soare. Atunci când se seamănă gazonul, tocmai ăsta este principiul de irigare. Se udă cu reprize scurte, cu apă puțină, dar mai multe pe timpul zilei, nici de cum noaptea. Pentru că în timpul zilei eu trebuie să mențin solul umed. Atunci și când el se usucă. Exact. Și la o temperatură mai scăzută, pentru că sistemul de irigare scade temperatura solului. Normal, că apa se evaporă. Da. Se va trece la irigarea de noapte, în momentul în care gazonul este crescut, se tunde odată de două ori, are rădăcinile mai adânci. Adică atunci când se maturizează. Nu e neapărat matur, ci pur și simplu când se duce rădăcina mai adânc în pământ și are de unde să-și suplinească apa. Voiam să vă întreb că noi toți aici la Cavaleria așteptăm să venim cu mașina și să o filmăm aici pe gazon. Când vom putea face treaba asta? Eu aș recomanda cam 2-3 luni de zile să nu intrați cu mașina pe acest grilaj, tocmai ca să dăm ocazia gazonului să înțelenească foarte bine solul din alveolele geogrilului și în momentul acela va fi ca o armătură, ca o țesătură armată și nu va mai suferi nici gazonul, nu se va mai deforma nici structura de geogril. Mi-arătați cum merge și cealaltă zonă? Sigur. Foarte simplu, o simplă apăsare de buton. Sunt foarte puternice aspersoarele astea. Da, dar nu sunt dintre cele mai puternice. Sunt aspersoare mult mai puternice care merg cu debite foarte mari și la presiuni mult mai mari și care se folosesc la terenurile de fotbal sau de golf. Dar pentru sistemele rezidențiale, acest aspersor, această diuză, eu o găsesc cea mai eficientă. Sunt și foarte spectaculoase dacă
Dacă observați, mai ales în bătaia soarelui, așa se văd... Eu deja văd o mașină aici udată de aspersor. N-aș recomanda, pentru că apa conține clor și chiar calcar și atunci o pătează. Și le vedem și pe alea de la Brăduț? Da, mai avem încă două zone. Unde să ne uităm, să știm ce... Acum ce pe partea din dreapta grădinii. Uite că a ieșit ăsta. Care e ăsta? Aici e vreunul? Aici nu. Este cel din spatele mopedului. Face scooterul. Da. Lui la mai Orențiu. Avem acolo la colț. Cele două care udă pe dreptunghi, dacă vedeți, da. Au reușit să facă să ude pe dreptunghi, adică 1,5 metri în față, da. Și 3,5 metri, chiar 4 uneori, depinde de presiunea pe care o au, în lateral. Au studiat ceva? Da, deci ăsta audă către dreapta, ăla audă către stânga. E și același... între ele cine audă? Între ele nu audă nimeni, pentru că aici va fi stația de încărcare a mașinilor electrice. Și special am lăsat spațiul ăsta de jumătate de metru liber ca să nu udăm stația. Mai avem aici un aspersor care udă tot pe dreptunghi, dar și în stânga și în dreapta, câte 3,5-4 metri, cu 1,5 metri în față. Mai avem pe aceeași zonă încă 4 aspersoare, două le-am pus pe tijă. Pe corp de aspersor mai înalt, da, de 30 de centimetri, ca să iasă frumos din buxus. Iar celelalte două sunt clasice de 10 cm, pentru că vor fi strict doar pentru gazon. Știu că are un arc foarte puternic. Așa de... Nu sunt atât de puternice, tocmai sunt calculate să fie învinse de presiunea apei de 2,5 bari. Da, ne-a arătat și nouă încă o dată cum pornesc ele, cum se ridică. Da. Să le vadă și Laurențiu mai de-aproape. Acum s-a oprit și ar trebui să meargă în jos. Da. Acum arcul și intră în drepturi și învinge presiunea mică apei. Iar acum apa va fi cea care controlează procesul. Irigatul scade temperatura aerului de deasupra solului și chiar a solului și atunci, udând în reprize multe, nu mai fac griji că soarele poate încinge atât de tare solul cât să dăuneze gazonului. De ce a spus steagurile astea aici, la fiecare aspersor? Tocmai ca să fie vizibile acum la început, să ne obișnuim cu ele, da. Vor fi luate în momentul în care începem să tundem gazonul. Ziceți-mi ce program de udare optim ar fi pentru grădina noastră. Pentru început, până facem o tundere, chiar două sau trei a gazonului, vom opta pentru irigarea pe timp de zi, cu reprize scurte, cantități mici de apă. Cam cât timp? Pentru că rădăcina gazonului este în stratul superior al pământului. Când gazonul începe și se maturizează și își duce rădăcinile mai adânc, ne permitem să facem irigarea noaptea și să udăm cu o singură repriză de apă pe timp de noapte. Și cât timp va dura etapa asta de până ajunge să mai maturizeze? Adică se poate și o lună de zile. Cam la a doua tundere ajungem undeva la o lună de zile. Și după aceea trebuie să trecem la un după aia regim? Trecem la regimul de udat noaptea. Trebuie să calculăm undeva o normă de apă de 5, chiar 6 litri de apă pe metru pătrat în 24 de ore. Sau mai mult sau mai puțin în funcție de temperatura de afară, de cât de mult bate soarele, de umbră și așa mai departe. Am văzut că sunt niște locuri unde s-a surpat așa un pic pământul. Da, au fost niște șanțuri mult mai adânci acolo. Se pare că
solul n-a fost foarte bine tasat și s-a surpat de la ploile din ultima perioadă, dar se poate reface fără nicio problemă. Să știți că a plouat serios, nu știu pe unde ați fost dumneavoastră, dar văzut, aici au fost câteva zile unde la ora, în care la ora 5 ploua automat și ploua bine. Când ca dovadă că gazonul a beneficiat de asta din plin și a răsărit așa cum trebuie. Când credeți că trebuie să avem următoarea discuție despre grădina noastră? Că știu că mai trebuie aș vrea să puneți niște plase acolo pe care să urce iedera. Exact. Alea le vom face după ce vom stabiliza gazonul ca să putem călca pe el, să nu mai fie probleme. Acum ne-am grăbit un pic să facem partea de gazon ca să scăpăm de noroi și de mizerie, dar după ce putem călca fără nicio problemă pe gazon, facem și partea de plasă pe care să se urce acea iederă. Și când o să ne vedem? Care ar fi următoarea etapă importantă? Următoarea în viața... etapă o să vreau să vin la primele tunderi și atunci vedem și cum a fost răsărirea și dacă este cazul să facem supraînsămânțări. Adică să ocupăm locurile care probabil vor fi goale. Care probabil, da, au fost ploi foarte abundente și e posibil pe unele părți să fi spălat sămânța și atunci cu siguranță va trebui făcut o supraînsămânțare. Ok. Mulțumesc tare mult. Cu multă plăcere. Iată ce înseamnă să te preocupi de grădină, așa cum spunea și George, casa este o continuare a grădinii. Adică dacă vrei să te simți bine în casă, trebuie să ai și o grădină frumoasă, îngrijită. Și de aceea l-avem aici pe domnul Vasile Câmpeanu. Mulțumim tare mult! Cu multă plăcere! Sper că v-a plăcut video-ul nostru de astăzi. Puteți să dați un like dacă vă place sau dacă aveți întrebări să ne scrieți la comentarii. Dați un share prietenilor care se preocupă de grădină și până data viitoare să faceți doar case bune!